Salut! Mă bucur să ne revedem! Mergem astăzi mai departe împreună să descoperim alte proprietăți ale înmulțirii inspirate tot de lectura Cum și-a făcut pământul o plapumă. Am pregătit pentru călătoria matematică de astăzi cutii cu creioane. Fiecare cutie are 3 creioane, iar în fiecare rucsac am pus câte 2 cutii. Câte creioane am pregătit în total? Cel mai simplu este să gândești rezolvarea folosind operația de înmulțire. Și acum să calculăm. Am grupat primii 2 factori, obținând 6, apoi am înmulțit cu 4, este egal 24. Am grupat ultimii 2 factori, dar nu am uitat să copiez ceea ce este scris în față. Deci, 3 ori 8 este egal cu 24. Deci, am asociat factorii cum am dorit și am obținut același rezultat. Felicitări! Ai descoperit o altă proprietate a înmulțirii. Vezi aici un alt strat din atmosfera Pământului. E stratosfera și e foarte important. El conține stratul de ozon, un alt înveliș care protejează viețuitoarele de pe Pământ de efectele radiațiilor primite de la Soare. Privește desenul și calculează distanța pe care o parcurge nava cosmică de la Pământ până la limita de sus a stratosferei și înapoi. Corect! Așa cum arată desenul, nava cosmică a parcurs de 2 ori suma înălțimii troposferei și stratosferei. Să calculăm. Distribuim factorul 2 fiecărui termen din paranteză, apoi adunăm produsele. 36 km plus 64 km este egal 100 km. Și acum să verificăm. Rezolvăm mai întâi suma din paranteză, dar nu uităm să scriem factorul din afară. 2 ori 50 de km este egal cu 100 km. Felicitări! Ai descoperit încă o proprietate a înmulțirii. Ai distribuit factorul din afara parantezei fiecărui termen din paranteză și ai obținut același rezultat. Să repetăm ce proprietăți ale înmulțirii am mai descoperit astăzi. Dacă grupăm sau asociem câte 2 factori, produsul rămâne același. Și dacă distribuim factorul din afara parantezei fiecărui termen din paranteză, obținem același rezultat. Cu siguranță, proprietățile înmulțirii te vor ajuta în aventurile tale matematice. Succes!